este inevitabil ca orice bilanț să fie construit pe date statistice. Eu o să mă concentrez pe cele care sunt cele mai importante și care au influențat într-o măsură semnificativă activitatea noastră. Volumul total de dosare aflate în administrarea Curții de Apel și instanțe din circumscripție în 2017 a fost 151.700, dintre acestea 105.977 nou intrate, complexitate cumulată 647.203 puncte și 45.723 stoc nesoluționat la finele anului 2016. Comparativ cu anul 2016, când am avut în administrare curtea și instanțe din circumscripție, 147.519 dosare, între care 105.092 noi intrate, complexitate cumulată 615.252 și stoc de dosare la sfârșitul anului 2015 de 42.427. Se observă o creștere față de anul 2016 cu 4.181 de dosare, în procent de 2,83%. De asemenea, o creștere ușoară a dosarelor noi intrate cu 885 de dosare și în expresie procentuală 0,84%. Au fost soluționate 106.506 dosare, cu 3.315 dosare mai mult față de anul 2016, stocul la sfârșitul anului 2017, fiind de 45.194, mai mic, cu 529 dosare față de 2016.